Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu fotbalul juvenil. Frumosul joc programează a doua zi din cadrul campionatului național de fotbal feminin în sală, aici la Sala Sporturilor din Alexandria, campionatul național de fotbal feminin în sală Under 15, dragi prieteni, a doua zi. Meciul al doilea al acestei zile secunde a campionatului național aduce față în față CSS Târgoviște și Real Craiova. Primul meci al zilei s-a încheiat în urmă cu câteva minute doar. Viitorul Buzău a pierdut și acest meci de deschidere al zilei a doua, 0-2 în fața puternicei formații bucureștene Fair Play, astfel că formația din București, care va juca pe parcursul acestei zile contra alexandrencelor de la Universitatea, și-au anunțat deja candidatura la primul loc în clasamentul final al turneului Regiunii de Sud al campionatului național de fotbal feminin în sala Under 15. Dragi prieteni, a început meciul sau trebuia să înceapă, pentru că sunt ceva probleme legate de organizarea băncilor tehnice ale celor două echipe. Profităm de aceste momente de dinaintea startului de partidă pentru a da citire rezultatelor înregistrate în prima zi, ieri, aici la Sala Sporturilor din Alexandria. Meciul de debut, Universitatea Alexandria a remizat scor 0-0 contra una dintre formațiile pe care o vedem astăzi pe teren, CSS Târgoviște. Real Craiova a pierdut cu Viitorul Buzău 1-2. Alexandria a bătut apoi Real Craiova cu 6-0. Fair Play București a zdrobit CSS Târgoviște cu 7-2. Viitorul Buzău a pierdut și cu Universitatea Alexandria, scor 0-2. Iar Fair Play București a închis ziua de ieri cu un 10-3 contra celor de la Real Craiova. Dragi prieteni, a început meciul al doilea de astăzi între CSS Târgoviște, echipă care atacă în această primă repriză de la dreapta la stânga. Au echipamente, tricouri preponderent albe, mâneci verzi, shorturi verzi, jambiere verzi. Da, și prima fază de poartă a fost un șut expediat de craioveanca Alexandra Marinela Fiertu. De cealaltă parte, Real Craiova atacă în această primă repriză de la stânga la dreapta și au celebrele echipamente de joc ale formației italiene Palermo. Pentru cunoscătorii fotbalului este foarte ușor să fie recunoscute: tricouri roz cu imprimeuri negre, shorturi negre, jambiere negre. O vedem acum cu o repunere de la margine pe capitanul formației, cea mai bună jucătoare, Ana Maria Diana Ioniță. Cercat o trimitere lungă, se urmărește acolo mingea și va fi repunere tot pentru Real Craiova. Otilia Manolescu, jucătoarea cu numărul 7, se pregătește să repună mingea în joc acolo de la margine. Este o jucătoare care are un șut de luat în seamă. Iată acum o mostră a acestei calități din partea șeptarului, Ioana Otilia Manolescu. Cele două formații sunt în primele minute ale jocului, momentele de tatonare. CSS Târgoviște este formația care, alături de Universitatea Alexandria, a deschis competiția, a reușit un 0-0 care ne face să trăim cu emoții maxime și această zi a doua a competiției, pentru că Universitatea Alexandria și-a propus să se califice la faza finală a turneului care va avea loc în luna martie anul viitor, într-o locație pe care organizatorii o vor stabili la timpul potrivit. Au scos un 0-0 contra alexandrencelor fetele de la Târgoviște și competiția s-a animat. Lovitură de colț acum pentru Real Craiova, resping apărătoarele de la Târgoviște și o intervenție acum a puternicei Ana Maria Diana Ioniță, de departe liderul formației din Craiova. O jucătoare cu reale calități, o jucătoare care însă nu a reușit să-și ajute prea mult echipa, pentru că nu-i așa, cu o floare nu se face primăvară. Real Craiova a început surprinzător de bine această partidă. Stau sus fetele în teren, mai mult în jumătatea de teren a târgoviștencilor se dispută meciul. Otilia Manolescu acum cu o repunere de la margine, se schimbă mingile acolo, va fi probabil o trimitere puternică în careul de 6 metri acolo, unde Andreea Lungu încearcă să se concentreze în pulcul de jucătoare din fața sa. Da, puternic, dar nu prinde cadrul porții de data aceasta Otilia Manolescu. Vă spuneam că este o jucătoare cu un șut foarte puternic. Aruncă acum Andreea Lungu. Nu reușește să țină mingea târgoviștencele, nu reușește să închege jocul.
astfel că le-au permis craiovencelor să-și impună ritmul. Să vedem acum pe Albert Antonia Manda și ea cu un șut foarte puternic, a repus de la margine, dar nu a respectat întocmai regulamentele, astfel că arbitrul a întors jocul și a dat lovitură pentru Real Craiova, formația care urcă încă o dată cu toate jucătoarele în jumătatea adversă de teren. Aceeași Otilia Manolescu va încerca iarăși cel mai probabil o trimitere puternică în careul de 6 metri. Andreea Lungu este mascată acolo de un pâl de jucătoare, da. Așa a jucat această fază Otilia Manolescu, nu a prins nici de această dată spațiul porții. Andreea Lungu acum caută o coechipieră, da, o căuta acolo pe jucătoarea cu numărul 8, Ana Maria Boldeiu. A jucat mai puțin în prima partidă Ana Maria Boldeiu, să o vedem în această partidă. Numărul 10 acum Maria Neacșu, certe calități tehnice pentru micuța Maria Neacșu. Au un triou ofensiv târgoviștenșele foarte interesant, trei jucătoare foarte, foarte micuțe, fragile, dar mobile și agresive. Chiar Manda acum cu un șut centrare care păcălește portărița, dar golul nu este validat pentru că, potrivit regulilor fotbalului în sală, nu se poate da gol din repunere de la margine direct decât dacă una dintre jucătoare atinge mingea în prealabil. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, scorul rămâne în continuare 0-0. Maria Neacșu acolo încearcă un dribling, revine și o ajută Alexandra Sfia. Treiarul Alexandra Sfia se încurcă acolo, pierde mingea în fața Genovevei Teodora Roșie, care nici ea nu a reușit să continue prea mult această fază pentru echipa sa. Era izolat acolo în linia de tușă și a pierdut până la urmă posesia. Andreea Lungu acum caută o soluție până la centrul terenului, a căutat-o pe Ana Maria Boldeiu. Maria Neacșu a intervenit acolo și Ana Maria Boldeiu încearcă poarta. A fost acolo la post Adriana Ionela Enache, a respins cu piciorul Alexandra Sfea. Ana Maria Boldeiu, Antonia Manda la mijlocul terenului, puternică Andreea Manda, da, tehnica nu este tocmai punctul de forte, însă la acolo se afla și Alexandra Sfea, calcă însă pe balon Genoveva Roșie. Să vedem acum pe Genoveva Roșie, 11 ani are Genoveva Roșie, este originar de aici, din Telorman, din Roșiori, dar face școala în Craiova. Genoveva Roșie, o centrare foarte bună până la Otilia Manolescu și reluare cu capul, foarte frumoasă această fază fix executată de Real Craiova. Încă o lovitură de acolț, Genoveva Roșie o caută din nou pe Otilia Manolescu peste poartă și arbitrul arată fără dubii încă o lovitură de colț, presiune a Realului din Craiova. Să vedem acum, poate intră această fază, Genoveva Roșie trece mingea de toate jucătoarele masate în careul de 6 metri al porții apărate de Andreea Lungu. Otilia Manolescu își va mai încerca încă o dată șutul de la margine, acum dintr-o repunere. Mizează pe o trimitere puternică în forță și pe o eventuală deviere norocoasă care să o învingă pe Andreea Lungu. Înalt, respinge Lungu. Foarte frumos, foarte frumos este din apărare acum târgoviștencele. Ana Maria Boldeiu, șut. Nu nimerește cadrul porții. Ana Maria Boldeiu, fază de contraatac care le-a găsit descoperite pe craiovence, dar Ana Maria Boldeiu nu a fost exact în execuție și scorul rămâne ca la fluierul de debut al acestei partide, 0-0, CSS Târgoviște, Real Craiova. Manda acum până la Alexandra Sfea la mijlocul terenului, se întoarce Ana Maria Sfea, Maria Neacșu, Manda, Boldeiu, cu călcâiu Alexandra Sfea până la Maria Neacșu, tehnice jucătoarele de la Craiova. Micuțele jucătoare din trioul ofensiv al echipei Real Craiova ies frumos din apărare acum și Real Craiova se luptă acolo la jumătatea terenului, s-a luptat cu numărul 18, Coralia Pan. Mingea le revine târgoviștencelor, Andreea Lungu. Da, o caută pe aceeași Ana Maria Boldeiu, jucătoarea care rămâne tot timpul în avamposturi, Genoveva Roșie. Alexandra Sfea acum a căutat-o pe Ana Maria Boldeiu, revine Alexandra Sfea, dar este faultată de Diana
Ioniță, jucătoare puternică, determinantă pentru echipa sa, un adevărat stâlp acolo de siguranță în apărarea celor de la Real Craiova. De multe ori însă intervențiile Dianei Ioniță sunt dincolo de limita regulamentului. Ana Maria Boldeiu față în față cu un zid din trei jucătoare. Da, caută poarta, mingea s-a încercat a fi trimisă spre vincul porții, apărat de Adriana Ionela Enache. Nu a prins nici de această dată cadrul porții. A respins la mijlocul cu terenul Alexandra Sfea, vine la dublaj acolo și într-adevăr protejează foarte frumos Alexandra Sfea. Va fi minge pentru CSS Târgoviște, urcă și Alberta Manda. Lung în careu, Maria Neacșu rea foarte frumos pentru Ana Maria Boldeiu. Fază frumoasă de atac construită de târgovișteni. Se rea rapid meciul acum. Se joacă de la o poartă la alta, nu există timp morți. Genoveva Roșii acolo se descurcă foarte bine în fața Mariei Neacșu. Trece în primă instanță și de Alexandra Sfia, dar se dublează bine târgoviștencele. Și va fi până la urmă repunere de la marginea terenului pentru Real Craiova, aceeași responsabilă cu astfel de faze, Otilia Manolescu. Da, mingea iese în corner, decide arbitrii. Genoveva Roșie acum va executa lovitura de colț. Da, respinge de la unghiul scurt Alberta Antonia Manda, acordă însă o nouă lovitură de gol și Real Craiova rămân în pressing. Doar Diana Ioniță stă acolo la marcaj, la Ana Maria Boldeiu, o ține om la om, s-a erosit și această fază și va fi reluarea jocului pentru CSS Târgoviște. Este căutată Ana Maria Boldeiu, ajunge mingea la ea. Este însă acolo jucătoarea cu numărul 6 care a recuperat Nicoleta Modelina Dobre. Ana Maria Boldeiu acum pentru Alexandra Sfea, este cu spatele la poartă, mingea vine prea târziu. Să vedem pe Maria Neacșu, reușește să se întoarcă și trimite Alexandrei Sfea, care păstrează mingea în teren și centrează în fața porții, dar nu reușește să ajungă la timp. Ana Maria Boldeiu, era o fază excelent construită de Alexandra Sfea pe tușa terenului, s-a debarasat acolo de câteva adversare și a centrat excelent în fața porții apărate de Adriana Ionela Enache cu poarta goală, însă Ana Maria Boldeiu nu a reușit să pună latul și să deschidă scorul în această partidă. Vă repet, 0-0 în continuare. Ana Maria Boldeiu, talonată acolo de două jucătoare, se descurcă foarte bine. Maria Neacșu acum stopează foarte bine mingea în fața Dianei Ioniță. Se dublează însă foarte bine craiovencele și le este foarte greu celor de la CSS Târgoviște să treacă mingea printre ele. Urcă și Alberta Manda. Da, mingea se va scurge probabil în out. Da, așa este. N-a mai ajuns acolo Ana Maria Boldeiu. O jucătoare care a arătat în primele minute ale partidei o reală poftă de joc. Nu a fost însă foarte exactă în execuție. A arătat o ocazie monumentală. Avem acum repunerea mingii în joc de la marginea terenului, Otilia Manolescu, da, până la Alberta Manda, care urcă acum în atac. Este o bună oportunitate pentru târgoviștence, însă intervine foarte bine acolo Otilia Manolescu. Irosește însă o bună oportunitate de contraatac pentru craiovence. Otilia Manolescu, tot ea va repune acum mingea în joc de la margine. Se grupează foarte bine tactic, acoperă bine tactic târgoviștencele terenul, da. Colț acum, lovitură de colț, a respins Andreea Lungu, centrarea trimisă de la margine de Oana Otilia Manolescu. Să vedem acum pe Genoveva Roșie, Roșioreanca de aici din Telorman. Da, nimic. Diana Ioniță cu o încercare de șut de la circa 10-12 metri, nicio problemă, mult peste poartă. Andreea Boldeiu cu un stop pe piept foarte bine până la Maria Neacșu. Înalță însă inutil balonul Maria Neacșu și pierde controlul mingii. Alexandra Sfia, excelent trimitere din prima, o căuta pe Ana Maria Boldeiu. Recuperează însă târgoviștencele acum Maria Neacșu. Ana Maria Boldeiu se lovește ca de un zid de Otilia Manolescu. Și mingea va poposi la Andreea Lungu, care o degajează cu piciorul prea lung, însă nu mai reușește
să ajungă la balon Ana Maria Boldeiu. Scor în continuare 0-0, dragi prieteni. Vă spuneam, în prima partidă a celei de-a doua zile a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15 de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria, Fair Play București, echipa care joacă cu un om în minus. O să vedem la lucru și noi pe parcursul acestei zile contra alexandrencilor. A reușit să se impună greu, dar fără discuție, în fața celor de la Viitorul Buzău. Genoveva Roșie, lupte grele acolo cu Albert Amanda, mult mai puternic Amanda, ia prin planul, dar se precipită și trimite o pasă hazardată pe poziție viitoare, o căuta acolo pe una dintre coechipiere. Aceeași Manda, lupte grele cu fundașul formației din Târgoviște. Manda va repune acum de la margine mingea. Mingea în continuare se mișcă și arbitrii nu permit executarea acestei repuneri. Să o vedem pe Manda acum. Da, pe jos la semi-înălțime a trimis acest balon, resping însă craiovencele. Se dau lupte grele acolo, haotice, la jumătatea terenului, poate acum mai multă clar viziune. Maria Neacșu, foarte frumos, topul se întoarce. Alexandra Sfea, bună tehnica micuței Alexandra Sfea, cu spate la poartă însă, și iată acum aproape de o recuperare craiovencele. A avut noroc acolo Alberta Antonia Amanda, s-a complicat inutil, a ales o soluție prea complicată pentru acea fază a jocului și era să își pună echipa în dificultate. Maria Neacșu cu un șut excelent, acum respinge Adriana Ionela Ienache. Manda la jumătatea terenului. Maria Neacșu, da, până la portar, doar cred că nu asta a vrut să facă Maria Neacșu, a căutat o pasă. Se dau lupte grele acolo, chiar dacă este vorba de o competiție de fotbal feminin, jucătoarele nu se menajează deloc, intră la sacrificiu. La prima vedere, pentru necunoscătorii, am crede că avem de-a face cu un adevărat balet aici, pe parchetul sălii sporturilor din Alexandria, dar nici vorba de așa ceva. Și asta în ciuda faptului că multe dintre jucătoarele pe care le-am văzut la lucru, pe care le-am și televizat pe parcursul primei zile a competiției, dau impresia de fragilitate, nici vorbă de așa ceva. Ele sunt cele mai bătăioase și mai arțăgoase în evoluție. Manda acum. Da, și mingea se duce în afara terenului. Arbitrul indică foarte clar repunere pentru CSS Târgoviște. Aceeași Manda, Maria Neacșu, Alexandra Sfea, tot timpul cu un pas în urma balonului. Se descurcă Alexandra Sfea, este talonat acolo de Diana Oniță și Otilia Manolescu, pierde însă Genoveva Roșie. Moment rar de acalmie aici în jocul dintre CSS Târgoviște și Real Craiova. În continuare vă spuneam 0-0. A avut o ocazie de singură cu poarta goală Ana Maria Boldeiu. A primit o pasă excelentă pe partea dreaptă de la Alexandra Sfea, jucătoarea cu numărul 3, dar nu a reușit să îndeplinească o simplă formalitate, un lat acolo, un lat banal cu piciorul și mingea s-ar fi dus în poarta Ionelei Ienache. Așa scorul a rămas în continuare 0-0 și lucrurile și spiritele se încing tot mai mult. Da. Otilia Manolescu protejează bine acolo în fața jucătoarelor de la CSS Târgoviște. Puternic, vă spuneam, intervine și Alexandra Sfia. A băgat piciorul acolo, dar mingea s-a dus în aut de poartă. Ionela Ienache lungă, recuperează aceeași Alexandra Sfia. Se încurcă în apărare Ana Maria Boldeiu cu Alberta Antonia Manda. Au ceva să-și reproșeze cele două jucătoare de la CSS Târgoviște. A fost o nesincronizare. Nu este postul Ana Maria Boldeiu acolo în apărare. A venit să o ajute să dubleze acolo spațiile alături de Antonia Manda, dar se vede că nu este aceea zona ei predilectă de acțiune. A încurcat-o pe Antonia Manda.
Da, nicio urmare pentru Real Craiova. A irosit această ocazie Otilia Manolescu, a repus greșit de la margine și cursul jocului se schimbă rapid acum la poarta Realului din Craiova. Ana Maria Neacșu, mă scuzați, a încercat un șut de la semidistanță acolo din afara careului de 7 metri în blocaj, însă repunerea balonului acum de la margine, Otilia, Oana Otilia, Manolescu, stau sus târgoviștencele, Alexandra Sfeia a încercat un blocaj acolo în fața Otiliei Manolescu, minge pentru Târgoviște. Da, s-au grăbit încă o dată, Maria Neacșu nu a mai avut răbdare acolo și a repus mingea în joc în timp ce aceasta se mișca și a pierdut posesia CSS Târgoviște. Așa că fetele de la Real Craiova au câștigat teren ca la rugby, pe tușă. Otilia Manolescu acum va încerca iarăși o repunere în forță. Da, puternic și aproape să iasă de data aceasta. Mingea a fost puțin deviată acolo, dar nu și-a pierdut cumpătul Andreea Lungu. A stat pe picioare, cum se spune, și a respins foarte bine. Out. E interesant de urmărit cele două jucătoare micuțe, Genoveva Roșie și Maria Neacșu, dăteau lupte acolo, corp la corp, dar fluierul arbitrului pune capăt prime reprize dintre CSS Târgoviște și Real Craiova, scor egal 0-0, dragi prieteni, rămânem în direct pe parcursul pauzei, revenim în câteva minute cu repriza a doua a meciului dintre Clubul Sportiv Școlar Târgoviște și Real Craiova. Rămâneți cu noi! Suntem din nou în direct, dragi prieteni, iată-ne în fața debutului reprizei a doua dintre CSS Târgoviște și Real Craiova. S-a repus mingea în joc de la jumătatea terenului. Alberta Antoni Amanda a încercat să o surprindă de la mijlocul terenului pe Ionela Enache. S-au schimbat porțile, așadar, în această a doua repriză CSS Târgoviște atacă de la stânga la dreapta, Real Craiova de la dreapta la stânga. Încă o dată echipamentele CSS Târgoviște în tricouri preponderente albe cu imprimeuri verzi, shorturi verzi, jambiere verzi. De partea cealaltă tricouri roz cu imprimeuri negre, shorturi negre și jambiere negre pentru Real Craiova. A început repriza a doua, dragi prieteni, așadar cu CSS Târgoviște decisă să înscrie repede. Ana Maria Boldeiu cu lovitură de la colțul terenului, au loc acolo poziționarea ale jucătoarelor în careul de 6 metri. Excelent cu capul, dragi prieteni, Alberta Antonia Amanda deschide scorul în debutul reprizei a doua. Jucătoarea cu numărul 9 are valențe de atacant de careu, cu toate că postul ei de bază este acela de fundaș. Stâlpul apărării pentru CSS Târgoviște reușește să o învingă pe Ionela Enache. Așadar 1-0 pentru CSS Târgoviște. Gol din fază fixă cu capul, lovitură de colț transformată până la urmă de Antonia Alberta Manda. Lungu acum cu o degajare puternică, să dau lupte grele la mijlocul terenului. Otilia Manolescu se întoarce foarte bine acolo, însă încearcă să dribleze toată echipa adversă și evident acest lucru nu iese. Maria Neacșu, foarte bună tehnica micuței cu numărul 10, Maria Neacșu. S-a iuțit jocul. Manda respinge acolo cu capul la jumătatea terenului, are un gabarit foarte, foarte solid pentru vârsta ei, 13 ani pentru Antonia Alberta Manda, un șut foarte puternic, urcă foarte bine acolo în atacul echipei sale, panică de câte ori ea urcă în careul advers, este foarte puternică, șutul și lovitura de cap sunt tatuurile ei principale, forța evident, tehnica mai puțin, nu excelează la acest capitol, nu este una dintre acele jucătoare mingi care, să vedem, poate mai reușește acum să placeze o lovitură de cap. De data aceasta încearcă Maria Neacșu, Ana Maria Boldeiu de la 7 metri, Ana Maria Boldeiu, 7-8 metri de poarta Ionelei Enache, a încercat poarta, dar mingea peste transversală. Da, nimic nu trece acolo de Andreea
Alberta Antonia Manda, Ana Maria Boldeiu acum se luptă cu două jucătoare de la Real Craiova, nicio șansă însă, a fost o reluare spre poarta Mariei Luiza Colareze, a intrat și ea în această repriză a doua a partidei. Da, se încurcă tot mai mult craiovencile, Maria Neacșu acolo, o bună oportunitate, Diana Ioniță în fața ei, reușește să mai dreagă ceva și scapă cu fața curată la această fază craiovencile. Repun mingea în joc prin Ionela Enache, intervine pripit la jumătatea terenului Alberta Antonia Manda. N-ar fi rău să stea mai retrasă, să nu lase poarta descoperită Alberta Manda. Otilia Manolescu acum repune mingea în joc printr-o lovitură de la marginea terenului. Să o vedem acum pe Otilia Manolescu. Da, aceeași tactică, lung, mingea se duce sub privirile cu echipierilor în au de poartă și va repune Andreea Lungu. Genoveva Roșie, să o vedem acum. Între trei jucătoare este foarte greu, mai ales că a luat hotărârea să joace mingea pe sus. Ana Maria Boldeiu. Ana Maria Boldeiu se întoarce foarte bine cu Manolescu, depășește acolo încă o jucătoare și încearcă o pasă pentru numărul 5. Acolo era căutată Ana Maria Diculescu. Prinsă pe picior greșit de dinamica acestei faze, Ana Maria Diculescu nu a intrat tocmai bine în ritmul jocului, a stat la două faze consecutiv în spatele mingii. Ana Maria Diculescu, Manda acum cu o repunere a mingii de la marginea terenului, aștepta acolo o reluare norocoasă Ana Maria Boldeiu. Da, îi se face semn de la margine cum trebuia să pună capul. Manda acum cu o nouă urcare în atac, dar vă spuneam, are forță, are determinare, dar tehnica nu ajută la fel de mult. Ana Maria Boldeiu aproape de o recuperare acolo sus în terenul advers, tot mai debusolate craiovencele. S-a rupt firul pentru ele și în acest meci, mai târziu decât de obicei, dar s-a rupt, inevitabil. Otilia Manolescu. Stop pe piept, Alberta Antonia Manda este singură acolo, așteaptă Ana Maria Boldeiu, dar evident nici nu se gândește să paseze. Manda a evitat o jucătoare și a încercat șutul la post, însă Adriana Ionela Enache. Poate n-ar fi fost rău să paseze cu Ana Maria Boldeiu, ar fi fost mai eficient. Manda cu o repunere de la colțul terenului și o lovitură de cap Ana Maria Boldeiu, de pe picioare, aștepta să-i vină mingea. Și a încercat așa din rotirea gâtului să placeze o lovitură norocoasă. E greu așa. Trebuie să ai o anumită dinamică la fazele în care încerci să reiei cu capul, să imprimi efect și forță mingii. Alberta Manda, lung, aproape să o surprindă pe Ionela Enache și va fi colț. Tot mai avântate târgoviștencele. Ana Maria Boldeiu de la colțul terenului, se cere hands acolo în careul de 6 metri. Camelia Moraru, Ana Maria Boldeiu pe lângă poarta Ionelei Enache și scapă craiovencele și de data aceasta. Enache cu aruncare dincolo de centrul terenului, se încurcă acolo jucătoarele CSS-ului. Ana Maria Boldeiu a jenat-o pe Diculescu și va fi repunerea mingii de la marginea terenului pentru Real Craiova. Genoveva, Teodora Roșie încearcă și ea norocul cu un șut direct, nu i-a ieșit. Vă spuneam că Genoveva, Teodora Roșie, component a lotului de la Real Craiova, este roșioreancă și e o accidentare destul de urâtă acolo. Ana Maria Boldeiu de la CSS Târgoviște este căzută pe suprafața de joc. Da, acuză o lovitură la cap, acolo o ciocnire cu una dintre adversare. Da, meciul a fost oprit, se pare că nu este nimic grav. Șocul ăsta a fost destul de puternic. Minge de arbitru acum, sportiv târgoviștencele lasă mingea pentru Real Craiova. Otilia Manolescu, Genoveva, Teodora Roșie încearcă un dribling acolo între două jucătoare, este greu așa. Da, graba strică treaba, am putea spune pentru fetele de la CSS Târgoviște. S-au grăbit să repună rapid mingea în joc de la marginea terenului, n-au respectat regulamentele și au pierdut posesia.
Otilia Manolescu. Joacă scurt de data asta cu Diana Ioniță. Da, nimic nu se leagă. Nimic nu se leagă în jocul craiovencilor la această competiție. Au ceva jucătoare care sunt interesante, foarte, foarte tinere. Diana Ioniță, spre exemplu, numărul 20, are certe calități de fotbalistă și este gol pentru Real Craiova, o fază care nu anunța nimic. A centrat Genoveva Teodora Roșie și, din câte am reușit eu să văd, a fost o deviere a mingii din partea Otiliei Manolescu, care face ca scorul să fie egal 1-1. Au ceva să-și reproșeze târgoviștencile. Ar avea multe de reproșat la această fază, pentru că golul li se datorează în proporție serioasă neatenție de care au dat dovadă. Alberta Antonia Manda încearcă încă o dată șutul. Da, devine previzibilă Manda. De multe ori e cu spatele la faza acum. Supărată pe ea însăși, probabil. Mai multă atenție n-ar strica. Tot ea acum va repune de la margine. Lasă o jucătoare în avamposturi craiovencele, vorba de numărul 6 care a rămas acolo, Nicoleta Mădălina Dobre, Genoveva Roșie, Otilia Manolescu. Aștepta Dobre în stânga, micuța cu jucătoare cu numărul 6, Nicoleta Mădălina Dobre, aștepta acolo o minge pe poziție viitoare. Otilia Manolescu cu o repunere de la margine. Puternic la semi-înălțime, mingea trece razant pe lângă stâlpul din dreapta al porții apărate de Andreea Lungu și au scăpat târgoviștencele. Momente de relaxare inexplicabile în jocul fetelor de la CSS Târgoviște. Alexandra Sferea cu Manda, undoiul nu a ieșit. Da, prea mică suprafața de joc pentru această pasă. Genoveva Roșie acum va repune mingea în joc de la marginea terenului, da. A încercat o trimitere lungă, Ana Maria Boldeu trece foarte frumos pe tuș până la Maria Neacșu. Să vedem pe Maria Neacșu, gol, dragi prieteni. 2-1, foarte frumoasă faza de atac a târgoviștencelor, da, luată în brațe de Alberta Manda, Maria Neacșu, micuța din atacul târgoviștencelor. Vă spuneam că au un triou demn de luat în seamă. Camelia Morar, numărul 4, acum este pe bancă, dar pe teren se mai află Alexandra Sfia și Maria Neacșu. Foarte tehnice și bătăioase cele trei jucătoare. Să luăm în calcul și pe Ana Maria Boldeiu, jucătoarea cu numărul 8, și ea are certe calități acolo ofensive în atacul echipei sale. Alexandra Sfia. Nu, Ana Maria Boldeiu așteaptă, Sfea primește. Da, Maria Neacșu drept în portar, a scăpat Ionela Enache. Genoveva Roșie luptă acolo între două jucătoare, pierde Roșioreanca până la urmă. Este greu să iei umăr la umăr cu Alberta Manda. Repunerea mingii în joc, caută poarta, foarte frumoasă, foarte frumoasă această execuție. A încercat tehnic Ana Maria Boldeiu din prima, dar nu i-a ieșit de data aceasta. Să remarcăm însă tentativa, au gândit foarte bine faza, se vede că a fost cel mai probabil lucrată și la antrenament. Genoveva Roșie acum urcată mult în atac, va repune de la margine. Semi-înălțime, încearcă să devieze acolo Otilia Manolescu, iese din apărare Manda. Mingea la balon, așteaptă două, trei cu echipiere pasa, dar nici vorbă de așa ceva, individualistă Antonia Manda. Are însă lovitură, repunerea mingii în joc de la marginea terenului. Lung, acolo reține cu siguranță, priză foarte bună Ionela Enache. Alexandra Sfia, stop foarte bun, trecere rapidă, n-a mai reușit același lucru și cu Diana Ioniță. Nu se mai agită prea mult Diana Ioniță, dar stă foarte bine pe picioare, acoperă bine terenul acolo. Alexandra Sfia, Maria Neacșu au încercat un 1-2 rapid, iese din apărare în sfârșit și a inimandit și Diana Ioniță. Da, s-a ciocnit de Antonia Manda și a rămas acolo. Ana Maria Boldeiu ratează încă o dată o fază de 1-1 cu portarul advers. Sfia de la margine, Maria Neacșu, un blocaj, s-au încurcat cele două jucătoare. Da, entuziasm cât cuprinde, calități deloc neglijabile, dar mai multă stăpânire de sine n-ar strica. Sfia
a respins acum cu capul mingea trimisă de portărița Ionela Enache. Da, și vom avea repunerea mingii în joc de la margine, Genoveva, Roșie. Da, de data asta încearcă o trimitere lungă, dar e greu, e greu acolo. Alexandra Sfia este când pe o parte, când pe alta, foarte mobilă. Câștigă însă teren craiovencele, tot Teodora Roșie și tot în blocajul Alexandrei Sfia. Dar a mai câștigat câțiva metri. Poate acum, da, trece mingea de Alexandra Sfea. Diana Ioniță cu o reluare, aproape să o surprindă pe Andreea Lungu. Da, a încercat un contraatac Andreea Lungu acolo, dar a fost la post apărarea adversă. Otilia Manulescu încearcă o retrimitere cu capul a balonului, nici vorbă să treacă mingea pe acolo. Ana Maria Boldeiu, mingea ajunge la Maria Neacșu. Iese foarte bine la întâmpinare Ionela Enache, dublează însă spațiul lăsat gol de ieșirea portăriței Diana Ioniță, o jucătoare de calitate Diana Ioniță. Nu s-a omorât cu firea în acest meci, Real Craiova nu mai are nicio șansă la calificare. Da, Diana Ioniță este de departe cea mai bună jucătoare a craiovencelor. Și de minute bune practic își conservă forțele acolo pe fundul terenului. Ana Maria Boldeu acum, stop frumos pe piept, o are în spate pe Genoveva Roșie. Da, un umăr la umăr care o trimite, o dezechilibrează puternic pe Genoveva Roșie. A fost însă un gest regulamentar, dezechilibru de forțe. Ionela Enache acolo încearcă o trimitere Genoveva Roșie în spatele a două jucătoare de la CSS Târgoviște. Nicio șansă să intre în posesia balonului, nicio șansă să joace această minge. Tot ea execută acum de la margine. Se strigă lung, dar e greu să trimiți lung. Și dacă reușești să trimiți lung, acolo este Antonia Manda. Maria Neacșu acum, să vedem la jumătatea terenului, blocată foarte bine de Genoveva Roșie. Se cere hands, Maria Neacșu revine. Și va fi minge pentru Real Craiova. Sau nu? CSS Târgoviște. Da, încă o grabă din partea jucătorilor CSS Târgoviște. Le-au luat valul încă o dată și probabil că au pierdut și posesia. Otilia Manolescu, este fault, asta au ratat arbitrii. Fault, lovitură liberă executată de Otilia Manolescu, nu prinde nici de această dată. Cadrul porții se agită aici, banca tehnică a formației Real din Craiova. Alexandra Sfia pe fundul terenului, trece de o jucătoare, încă una. Pasează pentru Ana Maria Boldeiu cu spate la poartă, revine până la urmă în posesie a mingii, dar scapă balonul în afara suprafeței de joc și se aude imediat fluierul arbitrului care arată posesie pentru craiovence. Da, mingea se mișcă, nu stă acolo pe linia de tușă. Dă bătăi de cap jucătoarelor celor două formații. În spate cu portarul. Da, Maria Neacșu aleargă acolo, parcă nu are sprină micuța jucătoare. Și iată că pressing-ul dă roade. Au pierdut mingea. Au pierdut mingea craiovencele, au pierdut-o la fel de repede și târgoviștencele. Aceeași lipsă de concentrare. Nu sunt atente la regulament. Maria Neacșu acum, până la Ana Maria Boldeiu, intervine foarte bine Enache, Manda acum a încercat o pasă printre jucătoare, dar nu i-a ieșit. Da, foarte frumoasă această retrimitere pe spate, jucătoare cu numărul 18 de la Real Craiova, Coralia Pan. S-a zbătut acolo și Coralia Pan în avamposturi. Fac demarcări și Genoveva Roșie și jucătoarea cu numărul 6, Nicoleta Mădălina Dobre, dar nu au mingi utile, nu are cine să le trimită mingi acolo, mingi utile, mingi care pot fi transformate în ocazii periculoase. Manda respinge, ia fața propriului portar,
Ce nevoie mai e de portar dacă este Manda acolo, nu? Astfel de nesincronizări și astfel de neatenții merg în fața unei formații care al Craiova, o formație mult sub celelalte competitoare și mai ales o formație care stă foarte rău cu moralul. Nu mai au nicio șansă la calificare, sunt conduse și cu 2-1 și nu mai au capacitatea psihică de a sta tare pe picioare pe parcursul acestui meci și împotriva lor poți să-ți permiți anumite jonglerii. Ana Maria Bordeiu acum șutează de la circa 1 metri peste poartă. A încercat un lat tehnic acolo Ana Maria Bordeiu, dar s-a grăbit, a șters prea mult podeaua și este schimbată acum cu jucătoarea cu numărul 4, Camelia Moraru. Ionela Enache și vom avea evident gol. Da, și iată că se face 3-1, dragi prieteni, o minge trimisă la bubuială, la noroc, a surprins-o ieșită mult din poartă pe Ionela Enache, care se și autoaccidentează. Da, meciul este pe final. Real Craiova, un real chin pentru ele să mai rămână pe teren până la final. Diana Ioniță va executa, doar pentru că trebuie executată această repunere a mingii în joc. Da, și a intrat altcineva în poarta Realului din Craiova, este vorba de Alexandra Marinela Fiertu, ea lua locul Ionelei Enache. Fluier final, dragi prieteni, CSS Târgoviște 3, Real Craiova 1. Dragi prieteni, până la următorul meci al transmisiunii luăm o scurtă pauză, ne reauzim cu următorul meci din această fază competițională, un meci foarte interesant, un meci așteptat cu mult interes, pentru că joacă Universitatea Alexandria contra Fairplay București. Echipele și-au făcut intrarea pe teren. Rămânem în transmisiune directă, după care ne reauzim și cu comentariul.